În grădinița Prichindel din municipiul Suceava sunt 400 de copii. Într-o singură grupă sunt și 36 de preșcolari. Asta în condițiile în care legea spune că o clasă poate să aibă 20 de copii și să ajungă la 25 doar în situații excepționale. Directoarea unității de învățământ a declarat că cei mai mulți copii sunt din cartier și nu a putut să refuze înscrierile. Însă cererile sunt foarte mari. În general, părinții au nevoie de aceste grădinițe pentru că nu lucrează doar 4 ore, lucrează 8 ore și atunci ei știu că și-au copiii în siguranță. Îi aduc dimineața, îi iau după amiaza și e foarte bine pentru toată lumea. Sunt copii care dorm câte 2 în pat? Da, este normal. Avem... Paturile sunt făcute în așa fel încât permit să se doarmă, de exemplu, dar e destul de înghesuit. Anul trecut la Prichindel a fost un focar de meningită. Specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică au arătat atunci că boala s-a răspândit și din cauza aglomerației. Pentru ca situația să nu se mai repete, grădinița a luat măsuri de prevenire. După experiența cu meningita de anul trecut, am devenit mult mai ferme legat de intrarea copiilor în colectivitate, așa că dacă există răceli sau ce ține de boli, nu intră în colectivitate după ce au lipsit o perioadă de 5 zile, decât cu aviz. Chiar dacă este un pic mai complicat pentru părinți, în același timp discutăm foarte mult cu ei, discută colegele, asistentele medicale își fac treaba foarte bine, verifică, fac un triaj nu doar săptămânal, ci chiar zilnic și atunci încercăm să ținem să avem o situație bună legată de sănătatea copiilor. Mai toate grădinițele cu program prelungit din municipiul Suceava sunt aglomerate. Printre motive se numără și faptul că părinții din comunele limitrofe preferă unitățile de învățământ din oraș.